Hei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră cu Rapid. Avem însă o mică problemă. Băi, nu înțeleg, de ce nu mi se salvează, frate? Am făcut două salvări, am scos salve și colo și colo de acum înainte. Nu mi s-a salvat ultimul meci cu Real Madrid. De fapt, nu mi s-a salvat meciurile ultimele trei. Cele pe care le jucasem cu Botoșan, dar le-am simulat pe toate trei. 1-1 aici, 0-1 și am luat bătaie cu 2-0. Inițial eu luasem bătaie cu 2-1 de Real. Am zis, ai, merge și 2-0. Avem meci cu FCSB, cu CFR și cu Sepsi. Ce meciuri interesante le vom juca. Voi, dacă vă doriți astfel de episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să vedem dacă trecem de 1000 de like-uri la acest episod. Ultimul episod de PES cu... în meciul ăla cu Real Madrid a strâns 1180 de like-uri la ora actuală. Haideți să vedem dacă strânge și acesta peste 1000 de like-uri. Așa jucăm cu FCSB-ul, dar stați că vreau să văd clasamentul înainte de toate. Cam așa se treaba în clasament. FCSB după două partide are 3 puncte, 4 goluri marcate, 3 primite, noi un singur gol primit, 3 marcate. După vine iarăși un meci extrem de interesant cu CFR Cluj. Mergem să jucăm meciul ăsta și să vedem ce vom face. Jucăm împotriva celor de la FCSB și va fi foarte, foarte interesant să vedem dacă Toni Petrea va reuși să-și mobilizeze echipa împotriva noastră. Cum spuneam, noi venim după meciuri bune cu Real Madrid, dar să vedem ce va fi. Rapidul și FCSB foarte aproape de a începe această partidă, derby de Liga 1. Vreau pronosticurile voastre acum în comentarii. Spuneți cât credeți că se va întâmpla meciul ăsta, dar nu dați în față. Hai să fim pe bune, să vedem. Eu zic 2-1 pentru noi. Voi cât credeți că se va întâmpla? Începem și jucăm cu Real, Doamne, cu FCSB. Atacăm de la stânga la dreapta în prima repriză. Pașcanu joacă până la McDowell. Acesta înapoi la Pașcanu, a vrut să se complice Lazar. Pentru Nastos, mai departe la Crișan, Teixeira. Teixeira pentru Nastos, combinații bune ale noastre, Semedov, Mihaila. Acesta mai departe la Teixeira, cu o centrare din prima, o recentrare aici. Ajungem la minge, dar iese de afara terenului. Iată Rapidul ce pe forță cu FCSB-ul. Straton însă este în poartă. Nu este Vlad, este Straton titular. Să vedem dacă Straton își va face datorie în această partidă. Semenov, mai departe pentru Sefer. Sefer însă este blocat acolo foarte bine Miron la Straton, care degajează acolo lung până la Teixeira. Teixeira n-are susținere. Teixeira obține aruncarea de la margine. Nu! Iată că n-a obținut aruncarea de la margine Teixeira. FCSB-ul poate fi periculoasă. Nu e offside. Nu este offside. Este acolo foarte bine portarul nostru. Da! Așa! Așa, da, altă viață, FCSB-ul, ne complicăm, aproape să comitem o mare eroare, Harrington acum, în marginea din nou la Teixeira, vazează acesta, l-a locuit bine pe voi cu Teixeira, voi cu care s-a retras, Harrington, bine Harrington, aleargă acolo Teixeira, recuperează în fața lui Miron, intră în careu Teixeira, Harrington, atare imensă, Rapidul din nou! Tănase acum. Dacă îi pasează acolo lui Coman, e pericol la poarta noastră, dar este offside. Iată asistentul foarte bine, a văzut acolo la limită offside-ul, dar a fost. Teixeira va juca, va miscur și a 5% posesie pentru noi. 35 FCSB-ul. Crișan. Harrington. Sefer. Semenov. Wow! Iată-l pe Straton. Ocazie mare pentru Rapid. Semenov intervine bine. Cât de bine a intervenit Semenov aici. Sefer, centrează Sefer, e bine, Semenov! Deschide scorul în Giulești, Rapid are 1-0 cu FCSB. Echipa antrenată de Toni Petra are mari probleme. Da, e bine. Iată cât de bine jucăm. Început bun al nostru, Harrington. Cere mingea și o primește Lazar. Avansează acesta. Pasă în spate, din nou la Harrington.
Din prima Harrington, dar Wide iese foarte bine la intercepție. Tănase poate fi pericol la poarta noastră, se atem Pașcanu. Minge ajunge partea stângă la Teixeira, care urcă urmărit de Flanel Coma. Teixeira se descurcă destul de bine și Teixeira la marcatorul golului Semenov. Semenov bloca bine de Miron. Cât de bine am început meciul ăsta, avem 1-0, pasă bună aici, dar mingea revine la Tătaru. Foarte cald Tătaru și atent acolo. Nu ne complicăm, jucăm la siguranță în aceste momente. Lază. Sefer. Bine Sefer, Harrington. Harrington așteaptă acolo plecarea. Harrington, Sefer recuperează balonul. Lază. Pasă către o viitoare centrare, dar n-a fost să fie așa, pentru că FCSB-ul se apără bine. Cât de greu ne va fi aici, Vână are viteză, urmărit de Cristian Vână, să vedem ce face Vână. Vână, pasă în care, ratare imensă! Scăpăm, incredibil, incredibil, scăpăm, greșim din nou aici, recuperăm. Ratare mare a FCSB-ului, Dumnezeule, cum am scăpat? Nu vine să cred, minutul 39! A fost foarte greu să scăpăm de aici. Sefer. Cere balonul Semenov. Sefer mai departe. Ajunge acum la Semenov. Călcâi. Sefer! Din nou Straton intervine senzațional. Ce ocazie are și Rapidul. Oh, haide, haide, haide. Hai bă că se poate să dăm golul de 2-0. Vine o centrare. 67% posesie pentru noi. Centrare bună! A scos de pe linia porții, senzațional! Cred că tot Semenov, da, tot Semenov a fost cel care a șutat. Din nou centrarea noastră. Bună și aceasta, Straton! Intervenție de zile mari încă o dată a lui Straton. Straton ține în viață FCSB-ul. Incredibil, Harrington ratează. Doamne Dumnezeule, ce ratare! Ce ratare, minutul 44 al primei reprize. Atmosfera e senzațională aici în Giulești. FCSB-ul a avut și ocazie. Am avut și noi. Iese însă Tătaru. Reține balonul. Era și offside. Jocul continuă. Degajează Tătaru. Și se termină prima repriză. Minutul 23. Semenov a deschis scorul. A avut ocazii mari. Am avut șanse mari de gol. Intră aici Horsa. Îl bag și pe Popescu și îl bag și pe Ursu. Facem 3 modificări, le efectuăm pe toate, dragilor. Nu uitați să dați un like dacă vă place acest video, un follow pe Instagram, Mircea Vămin Cristian, la fel și pe Facebook. Dar pe Facebook avem și pagina specială X-Breaker, unde postez tot ce e nou. Și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați intrat și ați da un like și acolo, n-a să-ți recuperează. Semenov, Semenov, mai departe la Popescu, introdus în repriza secundă, Popescu! Aproape de gol! Octavian Popescu, aproape de 2-0 și el, FCSB-ul e în corzi în aceste momente. E în corzi FCSB-ul, să vedem dacă va rezista. Teixeira. Cal Teixeira, Horsa. Semenov. Până la Ursu. Ursu încearcă dribblingul, nu reușește să apară bine acolo și iată ce șansă. Tănase. Vână. Vână pentru Tănase. Tănase! Ratare imensă și să vedeți să dăm penalti sau nu. Cred că a fost penalti. Cred că a fost penalti ăsta. Haideți să revedem faza. Șutul lui Tănase și îl ia acolo. Ce credeți? Penalti sau nu? Da sau nu? Aștept comentariile voastre. Nici un șut pe spațiul porții lui Tătaru. Am avut noroc până acum. Horsa. Semenov. Popescu. Popescu așteaptă sprijinul Teixeira. Abia acum îi pasează Teixeira. Bun dribbling-ul, dar Simion se repliază bine. Coman. Greșește pasa Coman. Pleacă Ursu, să vedem dacă va primi balonul Ursu, îl primește abia acum. Pasă la Semenov, Semenov, Filip însă și el foarte bine. A stat acolo lângă Semenov, nu câștigă de la cap, Crișan se luptă să ajungă primul în fața lui Wide și ajunge. Ajunge bine acolo, schimbă partea.
Rapidul până acum mai bună decât FCSB Horsa Ambrotele lui Straton. Jucăm bine. Jucăm bine, să vedem cum ne vom menține până la finalul acestei partide. Cu siguranță FCSB-ul va risca, va trebui să iasă la joc, va trebui să forțeze. Iată ce recuperare bună noastră, nu se dă faul, jocul continuă, Horsa. Avem aruncare de la margine, calm, 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 avem 1-0, avem cele 3 puncte buzunar. Intră Ion în locul lui Tănase, iată, este schimbat Tănase. Pașcan, foarte bine până la Teixeira. Acesta la Nastos, Nastos, aproape să greșească pasa. Din nou un ban de la Teixeira, avansează acesta, are spațiu de pătrundere, Teixeira. Pregătește o centrare, probabil Teixeira, nu, o pasă la Horsa. Bine jucăm, Ursu. Ursu, greșește, Ursu, ce șansă mare de contraatac pentru FCSB. Trebuie să-i blocăm, trebuie să-i blocăm și bine o face prin Pașcanu. Transferul nostru, Ursu. Semenov. Semenov blocat, cere faul Semenov, nu se dă nimic, dar avem totuși aruncare de la margine. E bine, o nouă schimbare la FCSB, intră oară în locul lui Gughera. Trebuie să fim atenți, nu trebuie să ne complicăm pe acest final. Capitanul Nastos, Crișan. Crișan e calm, în același timp și riscant. Iată pase frumoase ale noastre, Semenov nu va ajunge la acest balon. Și Olaru. Cât de bine aici, FCSB are șansă mare, iese Tătaru, Tătaru! Nu spune că dă penalti! Nu înțeleg ce se întâmplă! N-am înțeles decizia lui Ovidiu Hoațegan aici! A, dă fault acolo, așa da! Așa da, la Crișan acolo, da! Am crezut că a dat penalti, m-am panicat tare rău! M-am panicat tare rău de tot, trebuie să ieșim de aici, trebuie să scoatem mingea de acolo, Nastos foarte bine, Ursu. Haide, Ursule, că ești mai proaspăt, pleacă Semenov, nu primește cea mai bună pasă Semenov. Popescu, Popescu, e tânăr și e proaspăt, Semenov, Ursu, din nou Semenov, Semenov pentru Ursu, Ursu, driblingul lui Ursu, din nou Straton intervine, senzațional! Avem din nou șansă mare de gol, Lazar. Lazar, blocat Lazar, nu se dă nimic, cere faul Lazar, iată FCSB-ul poate profita, dar nu. Mingea este acolo recuperată de Pașcanu, Tătaru acum. Minutul 86, în continuare 1-0 pentru Rapid cu FCSB. Ce duel frumos, duel interesant, după ne așteaptă un match din nou foarte greu cu CFR-ul. Horsa. Iată aici Popescu, Popescu, Straton scoate senzațional! Se poate! Se poate și golul 2, da! Bun șutul ăsta! Bună intervenția din nou a lui Straton! A fost surprins de decizia lui Toni Petre de a-l băga pe Straton în locul lui Vlad, dar iată că Straton arată că este un portar în formă, o centrare acum periculoasă, dă cu capul! Peste poartă! Rapidul mult mai periculoasă decât FCSB, asta e clar! Asta e clar! Mai avem de listat 2-3 minute. Degajăm aici balonul. Semenov. Petru Popescu. O minge înaltă. Popescu. E faul la Popescu. Și probabil... Catarhente Amarilia, probabil. Hai, Hațegan, scoate acolo cartonașul. Iată, supărat Miron, dar... eu zic că era de galben faultul ăsta. Voi ce credeți? Eu așa cred. Galben, clar, 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 clar. Urmează oare o nouă centrare, să vedem, vine o nouă centrare, da, Popescu, pe lângă, Octavian Popescu, aproape de gol, Rapidul câștigă practic meciul ăsta, mai sunt 30 de secunde, nu știu dacă se mai poate întâmpla ceva. Mingea la Crișan, Tătaru, degajează. Și se termină 1-0. Victorie, victorie, da. Supărat steliștii. Rapidul câștigă cu 1-0 și asta e bine, asta e bine. Am avut și mai puține emoții, dar per total am jucat mai bine decât FCSB. Meritam victoria, meritam cele 3 puncte. CSA 1-1 cu Iași, Cluj, Dubate la Botoșani, 2-2 cu Sepsi, Viitorul 2-0 cu Petrolul, Argeș 1-0 cu Gaz Metan.
Universitatea Craiova 1-1 cu Astra și FC Craiova 1948 0-2 cu Dinamo. Avem 3 din 3, dar avem meci cu CFR-ul. CFR-ul poate întoarce soarta, să zicem, campionatului, clasamentului, să vedem dacă vom reuși tot maximul de puncte. Hai să vedem, se anunță și lotul naționalelor. Oare avem ceva jucători? Sunt curios. Dacă avem ceva, avem așa, ăștia sunt? Nu. Nu văd nimic. Nu văd nimic, sincer. Mergem mai departe. Meci cu CFR Cluj, în deplasare, în Gruia. E greu, e greu, e greu, 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 tare greu. Dar nu este imposibil. Avem 3 din 3, CFR-ul cum spuneam pe 2, 7 puncte. Cred că voi face câteva modificări aici, dar nu știu exact ce, sincer. Sunt încurcarul de tot. Alba pe de de-a locul lui Cristian, care nu prea mai poate, nici Harrington nu prea mai poate. Îl schimb și pe Harrington. Drăghiceanu în locul lui Mihailă. Și așa începem. Așa începem meciul ăsta cu CFR. San Domieschi, Ceo Botariu, Ben Iusef, Camora, Manea, Soares, Aurelio, Itu, Costache, Ombrani și Rondon. Meci interesant. Eu am zis acolo 2-1, nu? Deci n-am ghicit scorul. Ia să vedem, o fi nimerit cineva 1-0. Eu am zis 2-1, dar FCSB-ul n-a marcat. FCSB-ul n-a marcat. Interesantă oricum partida. Au fost ocazii de o parte și de alta. Să vedem dacă și în această partidă cu CFR Cluj va fi la fel. CFR-ul, iată, cu stadionul arhiplin. Oare va face CFR-ul un meci frumos? Va reuși să încurce Rapidul? Oare ne va opri din cursa noastră? Avem 3 din 3. Suntem neînvinși. Suntem chiar învingători în toate cele 3 partide de până acum. Am mers mai departe și Cupa României. Ne-a bătut Real Madrid, într-adevăr, dar asta nu contează. Iată aici CFR-ul periculoasă. Intervenție bună. Arbitru lasă jocul să continue. Mai departe la Lazar. Lazar avansează. Îi pasează lui Sefer Semenov din prima la Drăghiceanu. Drăghiceanu, Teixeira. Pleacă și Drăghiceanu, pleacă și Semenov, primește Semenov balon, dar prea ușor Manea, s-a repliat fenomenal, Manea se complică, dar nu ține minge acolo în teren. Ne-am luptat frumos. Au, cât de aproape a fost de recuperare aici, Omrani. Omrani întoarce pentru Soares. Soares pierde balonul nostru, scăpitanul nostru, recuperează senzațional, mai departe pentru Drăghiceanu. Drăghiceanu Semenov așteaptă în care Drăghiceanu, Sandomierski reține. Cât de aproape a fost aici, nu dăm cu capul în minge, Aurelio. Aproape de 1-0 Rapidul. Aproape de 1-0, aproape să punem în pericol poarta clujană, Costache. Costache, din nou blocat bine, dar cu noroc mingea rămâne la Costache. Recuperăm încă o dată, se cere 11 metri, nici vorba de așa ceva. Sefer, avansează Sefer, pleacă și Semenov, Sefer. Semenov se duce în careu, vine centrarea, dar slabă în brațele lui Sandomierski. Sandomierski se grăbește aici, iată ce eroare, Drăghiceanu poate profita și marca Drăghiceanu. Drăghiceanu! De carul Rapidului! Gol! Rapidul Drăghiceanu 1-0! Rapidul deschide scorul cu CFR în deplasare! Drăghiceanu profită de eroare mare, Sandomierski n-are ce să mai facă, iar Rapidul în aceste momente are 12 puncte din 12! Ce eroare face Sandomierski, profită Drăghiceanu! A încercat acolo să-l țină. Șutul însă este bun, imparabil și 1-0. Da! Bine, bine, bine! Iată Rapidul. Începe foarte bine. Omrani acum. Omrani se complică și el. Mingea rămâne în poziția clujenilor, Rondon. Din nou la Omrani, Omrani se duce către o centrare, Omrani încearcă să intre în care, se duce la face Omrani. Omrani, e mingea, e mingea acolo. E mingea, e mingea, haide să revedem faza.
E mingea, opresc mingea, opresc mingea. Haideți, Camora. Camora, pericol, respingem. Și va fi corner pentru FCSB. Pentru, doamne, pentru CFR, mă scuzați. Oboseala spune cuvântul. Corner pentru CFR, Costache, vine centrarea, nu respingem! Aproape de gol, aproape de gol CFR-ul. Rondon a fost? Jucătorul cu numărul 9. Nu, Omrani a fost. Aproape de egalare. Teixeira. Bună preluarea spre înaintea lui Teixeira, avansează, e faul de galben. Supărat Teixeira, să vedem dacă arbitru îi va acorda galbenul. McDowell. Pleacă Sefer pentru ele balonul ăsta. Sefer însă întârzi acolo puțin. Sandomierski. Din nou Risco pas acolo. Într-adevăr până la urmă clujenii s-a descurcat. Sandomierski degajează. O face bine, dar posesia este a CFR-ului. Iată șansă Rondon. Rondon e faultat. Iese Tătaru. 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 Da. Da. Bine, Tătaru intervine, fantastic, fantastică intervenția lui Tătaru. Dumnezeule, cum scoate Tătaru. Iată-l, până acum în formă mare, păi doar Dandea vede galben, doar Dandea vede galben. De ce doar Dandea? Haide arbitrule, domn arbitru. Hai, Kovac, Ișvan, revino stati. Vine centrarea periculoasă, Omrani nu mai dă cu cap acolo, avem prin planul. Sefer, nu blochează Sefer, până la urmă reușit să scăpăm de acolo, avansează Sefer. Sefer, schimbă partea, nu schimbă, bagă mingea în centru, bine, dar clujenii se descurcă, excepțional. Se cere fault, arbitru lasă să jocul să continue. Încercăm și noi să înaintăm. Nu le dăm șansă clujenilor, cred că e offside aici, să vedem arbitru ce decizie va lua, nu e offside, jocul continuă, Omrani, bine, Teixeira, încă o dată Teixeira, o minge înaltă aici, avem aruncare de la margine, Drăghiceanu se grăbește să execute, Drăghiceanu până la Semenov, acesta cu capul mai departe la Nasu, dar Nasu nu se aștepta la o astfel de pasă, Camora, e cald pentru... Un joc acolo cât mai sigur al CFR-ului. Minutul 44, suntem pe final de prima repriză. CFR-ul în continuare 1-0 pentru Rapid. Oh, e condusă CFR-ul. Să vedem dacă face ceva. Un minut de la margine. Se termină prima repriză. Drăghiceanu, minutul 21, a adus golul. Ce ne asigură o oarecare liniște. Intră și Bălan. Intră și cine să mai intre? Nu mai intră nimeni decât Balan momentan. Intră Balan acolo în locul lui Semenov, Odinici pe Semenov, urmează meci cu Sepsi după meci de Champions League cu Everton. Nastos. Teixeira. Până la Mogrive. Pasă aici, riscantă, recuperăm. Rapidu, vine șutul! Sandomierski reține! Bună execuția, dar e acolo atent Sandomierski. Din nou stăm sus. Omrani, ținut de doi jucători de-ai noștri. CFR obligată să joace în spate. Bălan în presiune la Ciobotariu. Ben Youssef greșește. Drăghiceanu obține aruncarea de la margine. Cere faultul Drăghiceanu, dar este doar out. Teixeira, oh, ce decizie ciudată lui Teixeira. Mingea este posesia, no, e faul pentru noi, nu cred că se impunea faultul aici, vine o cetare noi, o pasă la Drăghiceanu, e corner pentru Rapid și suntem periculoși la astfel de faze. Periculos și aici, vine centrarea, e bună, gol! Rapidu! Același Drăghiceanu! Da!
2-0 Rapidul în Gruia. 2-0 Rapidul cu CFR Cluj. Draghiceanu, iată, hitul scapă din marcaj. Draghiceanu nu mai poate fi acolo oprit de Sandomierski și e 2-0 în 56. CFR-ul în aceste momente are mari, mari, mari probleme. Se descurcă bine, recuperează însă Tecșeira. Până acum, pot să zic, aproape nota 10 pentru Tecșeira. Rapidul e în formă. Everton trebuie să se teamă de noi. Să nu mai spune Sepsi. Lază. Bună pasă, Bălan. Mai departe, jucăm în centru, frumoase combinațiile, Drăghiceanu! În doi timp, Sandomierski. În formă, Drăghiceanu. Tecșeira aleargă să recupereze balonul. Aici, cred că iese și Tătaru. Tătaru se descurcă bine, până la urmă, rapid în defensivă. Pașcanu. Mai departe, aproape să greșească Pașcanu, dar n-a făcut-o. În centru e liber. Jucătorul nostru, Drăghiceanu. Așteaptă mingea, Drăghiceanu greșește aici, Rondon. Rondon, tackling curat acolo lui Nastos. Fenomenal, Nastos. McDowell, Sefer, Bălan. Bălan încearcă să bage mingea centru acolo. Din nou, blochează bine. Apărarea clujană, Lazar, Tătaru. Tătaru, o degajare acestuia. Cred că s-a grăbit Tătaru, nu era atacat de nimeni acolo. Aurelio. O minge înaltă. Tătaru însă este senzațional. Foarte bine Tătaru până acum. Joacă luna Tecșeira. Tecșeira din prima pentru Drăghiceanu. Drăghiceanu n-ajunge la minge. Clujenii au posesie mai bună în ultimele 15 minute, dar degeaba. Lază. Iată aici din nou șansa Rapidului. De ce n-a jucat cu Bălan? De ce n-a jucat cu Bălan? Șansa de gol pentru CFR Cluj acum. Itu. Itu foarte bine pentru Rondon, dar din nou Tătaru e ieșit acolo din poartă. N-a încercat, n-a riscat poarta. Cred că putea să încerce acolo execuție direct pe poartă. Ne descurcăm bine, nu se dă fault. Minutul 83 al partidei. 2-0 pentru noi în continuare, Omrani. Omrani, e fault și haideți să facem niște modificări. Iese Drăghiceanu, îl aplaudăm la scenă deschisă. Îl aplaudăm la scenă deschisă pe Drăghiceanu. Îl aplaudăm acolo la scenă deschisă, se dă faultul. Se cinci spiritele. Omrani foarte nervos, arbitrul intervine și acum dă un cartonaș galben automat, roșu. Al doilea galben pentru Dandea, dacă nu mă înșel. Da, Dandea vede cartonașul roșu. Într-adevăr, merita Dandea. Dar nu știu dacă CFR-ul mai are timp să mai facă ceva în această partidă. Minutul 84. Un gol acum să reaprinde acest final. Tătaru reține. Degajează rapid până la Bălan. Bălan. Mai departe, Popescu. E proaspăt Popescu. Pleacă și Bălan. Popescu pentru Bălan. Urcă Bălan, să vedeți, joacă cu Sandomierski, acesta degajează. McDowell, nu câștigă de la cap cu Aurelio. Iese din nou Tătaru, senzațional. Acesta nu prinde mingea, preferă să joace lung și iată ce bine o face Sefer. Mai departe pentru Octavian Popescu, sper că noi am dus din nou Ovidiu Popescu. Octavian Popescu, Sandomierski. E impecabil Sandomierski. Nu știu dacă are vreo vină la golurile lui Drăghiceanu, dar 2-0 pentru noi. Câștigăm din nou fără să primim gol în fața CFR-ului și în fața FCSB-ului. Ceea ce e bine. Posesie mai bună într-un final pentru CFR, dar degeaba. 7,5 nota lui Drăghiceanu, omul meciului. FCSB-ul bate CSA, Craiova bate Iași 4-0. Sepsia bătaie de Botoșani 1-0 pentru Tacu Petrolul. Gaz Metanul la 3 cu Viitorul. Astra Giurgiu Argeș 0-1. 3-1 din cu Universitatea Craiova. Iată și clasamentul. Rapidul pe prima poziție. Maxim de puncte pe 2 Viitorul, pe 3 Botoșani, pe 4 CFR Cluj, care coboară.
De pe 2 pe 4, Craiova pe 5, 6 Argeș, 7 Neamă, 8 FCSB, 9 Craiova, 10 Astra Giurgiu, 11 Petru Ploiești, 12 Utarad, 13 Sersi, Sfântul Gheorghe pe locul 14 se află Gazmeta Mediaș, pe 15 Iașiul, iar pe ultima poziție se află CSS Steaua București, cu un singur punct până acum. Pentru noi azi meci cu Sepsi, meci în Champions League cu Everton, avea nevoie de victorie neapărată. Haideți să vedem cum stă treaba aici. Everton, Sepsi, Everton, Petrolul, după Lazio. Ho, 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 ce meciuri, ce meciuri, ce meciuri. Lazio, Gaz, Metan, după asta Giurgiu, Lazio, Dinamo, Rapid, după din nou cu Real Madrid. Da, prieteni, aici se va termina episodul. Eu am fost Xbreaker, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că m-ați urmărit până la final. Salvez încă o dată, am făcut două salvări. Dacă nici de data asta nu se salvează, mor. Stați că le salvez cu voi aici. Că poate uit eu, nu știu, îi fi nebun, eu știu ce îi face, nu știu, îi fi eu nebun și uit. Deci avem așa. Casa Ligati, Casa Ligati, 26 anua. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit până la final. Eu am fost Xbreaker. O zi bună în continuare. Uitați, dați un like, un follow pe Instagram. Mi-a fost Xbreaker. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa.